Consiliul de administrare al SC Horticultura SA a decis să încheie colaborarea cu Dan Rusu, respectiv să încheie unilateral contractul de mandat. Această decizie vine în urma viziunilor diferite de abordare a managementului societății, respectiv a planurilor de dezvoltare strategică care necesită un management financiar și operațional diferit, transmit reprezentanții societății. Horticultura este dedicată orașului Timișoara și cetățenilor săi prin serviciile pe care le oferă, de amenajări peisagistice în îngrijirea zonelor centrale aflate în administrare, de curățenie în spațiile dedicate, de administrare a celor două cimitire aflate în subordine și își dorește să continue să dezvolte această gamă de servicii.